Avem acum o reacție a lui Augustin Lazar la emisiunea de aseară a lui Mihai Gâdea, spune domnul Lazar, în legătură cu anumite aspecte difuzate într-o emisiune televizată. Resping orice afirmații potrivit cărora în calitate de procuror delegat la Comisia de Liberare Condiționată de la IUD și fi dispus sancționarea disciplinară a unei persoane condamnată penal deținută în penitenciar prin emiterea de rapoarte de pedepsire, solicitarea de astfel de rapoarte sau în orice altă modalitate. Sancționarea disciplinară Plinară, emiterea acelor rapoarte de pedepsire, precum și cum erau ele denumite, se realiza în temeiul articolului 21 din legea 23 pentru executarea pedepselor către administrația penitenciarului la acea dată unitate militară în subordinea Ministerului de Interne. Prin astfel de acțiuni se urmărește influențarea desemnării pentru următorii trei ani a Procurorului General al Parchetului de pe, înalt, de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție spune domnul Lazăr care menționează de asemenea aprecierea comisiei de liberare se fundamenta în trecut ca și în prezent pe existența sau inexistența rapoartelor de sancționare disciplinară în dosarul condamnatului iar exercitarea acestui drept de apreciere era și este supus examinării instanței. Domnul Bogdan